Deci mai porni. Cel mai bun primar e Trantala, din Băița Jucău. Situația locurilor de muncă de aici, din zona dumneavoastră? În special în zona asta Codrului, locurile de muncă zero, pentru că nu există interes din partea autorităților pentru a deschide posibilitatea tinerilor să rămână în zonă sau să le ofere anumite situații de afaceri în zonă. La ora actuală, comuna de aici și satul de sus, se va desfința în curând. Au rămas doar bătrâni. Există străzi care mai sunt doar mișcolo câte un bătrân, tinerii toți au plecat, s-ar întoarce cu tot dragul înapoi, dacă ar fi o perspectivă de locuri de muncă pentru fiecare. Și lucrul ăsta trebuie luat în serios, pentru că nu e suficient că câțiva din sat au un serviciu doar în administrație sau undeva, și restul nu. Cu ajutoare sociale, cu chestii de genul ăsta, nu se merge mult. Și nu e o perspectivă pentru tineri să stea pe ajutor social. Ei au nevoie să-și întrunească o familie, să-și creeze o gospodărie. În ce? Pentru ce? Sunt atâția care ar vrea să se căsătorească, spune, nu pot să-mi temez o familie. N-am cum. N-am un serviciu, eu nu are serviciu nevastă, ce facem? Copiii, nu mai sunt copii, școala se va desfința în curând. Și atunci, în situația asta, trebuie în serios luată problema asta, cu locurile de muncă, cu deschiderea locurilor de muncă, indiferent în ce domeniu. S-ar întoarce tineri, așa cum am spus, la locuri de muncă în zonă, pentru că să-și cumpere o casă ieftină aici față de orașul sau știu undeva. Și foarte, foarte mult s-ar dezvolta după aia comuna din nou. Așa, nicio perspectivă. Despre cursurile de calificare, ce părere aveți? Da, sunt bune cursurile de calificare, indiferent în ce domeniu. Cred că tinerii și oamenii s-ar axa din nou pe o anumită meserie dacă s-ar asigura și locuri de muncă. Exact cum vă spun acum, vorbim despre tâmplărie. De exemplu, cursul de tâmplărie. Imediat trebuie să ne orientăm în zonă ce le asigurăm la tinerii ăștia sau oamenii ăștia în domeniul tâmplăriei. Deci, chiar nu știu cine finanțează Uniunea Europeană sau cine finanțează, ar trebui să se intereseze imediat de crearea locurilor de muncă. Oamenii ăștia, când termină cursurile, să aibă în mare parte asigurat locul de muncă. În zonă, cât mai aproape de casă, ca să poată să facă naveta. Agricultura cum merge? Agricultura foarte greu merge, pentru că nu mai este cine să lucreze în agricultură. Sunt atâtea terene care nu sunt lucrate în ziua de astăzi. Și e păcat de lucrul ăsta, că nu se înființează anumite asociații care să sprijine problema agriculturii. Eu nu am fost de acord și nu sunt de acord niciodată ca pământurile să rămână pustii. Chiar în domeniul agriculturii, dacă s-ar face cursuri în domeniul agriculturii, pentru că agricultura la ora actuală se face așa numai, din auzite, după ureche și mai departe. Eu am început cu legumicultura acolo la mine, nu face nimeni așa ceva, au început să râdă oamenii. Ce faci tu aici legumicultură? Nu a făcut nimeni niciodată. Orice se poate face. Pământul produce dacă îl știi să lucrezi și dacă știi să administrezi ceea ce e la nevoie pământul. Agricultura este baza vitală pentru om. Și atunci, dacă nici agricultura nu se pune bază pe ea, oriunde, eu nu cred, în orice zonă a țării există un mediu de dezvoltare a agriculturii. În zootehnie, în legumicultură, în horticultură, există posibilitatea peste tot. Da, inițiativa, sprijin în privința asta. Deci așa văd de problema agriculturii.
ceea ce nu prea văd. Nu prea văd lucrul ăsta. Și atunci toate merg așa. Niciuna nu se face cum trebuie făcută.